Sigur, cuvântul este același, numai că ascultarea lui este în totul diferențiată. Ce reprezintă, să zicem, în pilda semănătorului, pământul bun, pământul pietros, pământul de lângă drum, pământul cu spini, ce reprezintă toate acestea? Inima omului, în atitudinea ei de ascultare a cuvântului. Unul e față de cuvânt, e tare ca drumul, unul este aglomerat de multe, ocupat, cu fel și fel de întunecat de spini, un altul este plin de piatră, de-abia o altă inimă este pământ bun. Aceasta e atitudinea noastră. Nu știu în această seară cu ce inimă vom asculta cuvântul, dar cu una din acestea despre care spune pilda aici. Apoi, suntem așa de diferiți. Nu știu dacă vă aduceți bine aminte când ne-am rugat noi pentru sora Rădoiaș aici, pentru sora Gabriela. Vă aduceți aminte ce moștenire ne-a lăsat ea la ultima rugăciune, după ce ne-a rugat noi așa tare de tot aici? A zâmbit cu înțelegere și ne-a spus, zice, voi nu știți să vă rugați pentru un bolnav de cancer. Ne rugam și noi, da. Noi am zis că ne-a rugat tare de tot, da, de unde? Însă zice, să fi văzut voi la spital un bolnav de cancer când se ruga pentru un alt bolnav de cancer. Acolo să vedeți diferența. Și cântarea pe care am cântat-o și cuvântul pe care o să-l citim va găsi un fel anume de inimă, ne va găsi într-o astfel de situație. În orice caz, noi ca oamenii ăștia moderni și postmoderni și cum ni se mai zice astăzi, ne luptăm mereu să înțelegem, să înțelegem, să înțelegem. Dar ce puțin ne luptăm să credem în Dumnezeu. Acest lucru este, vă rog să, când mergeți acasă, intrați pe internet și urmăriți acest unic, incredibil academician care vorbește la alegerea lui ca îi se acordă un premiu de recunoaștere internațională, este neurochirurg Leon Dănăilă, îl cheamă. Vă rog, intrați pe Leon Dănăilă și o să ascultați judecata, concluzia de viața omului acestuia. M-am rugat la Dumnezeu să-mi dea putere și în loc de putere Dumnezeu mi-a dat încercări. Păi și ce-a făcut din tine încercările acelea? Au făcut mai puternic. M-am rugat la Dumnezeu să-mi dea înțelepciune și în loc să-mi dea înțelepciune, El mi-a dat probleme. Păi și problemele alea ce-au făcut cu mintea ta? M-am rugat la Dumnezeu să-mi dea un lucru. Încheie El, după ce spune o serie, vă las să vizionați, aș fi vrut să vizionăm aici, îi mulțumesc foarte mult lui Dorin Lăteanu că el mi-a trimis materialul, vă las să vizionați acasă, dar concluzia lui este: Dumnezeu nu mi-a dat nimic din ce am cerut, dar Dumnezeu mi-a dat tot ce mi-a trebuit. Așa spune el la sfârșitul vieții. Deci, așa că, în ciuda faptului că Dumnezeu nu mi-a dat ce i-am cerut, rugăciunea mea a fost ascultată. Așa spune și cu asta și încheie domnul academician neurochirurg de renume internațional și încheie scurta lui pledoarie de 5 minute la primirea acestui titlu. Așadar, dacă privim viața din această perspectivă, avem parte de un har de care nu avem parte de obicei. Sfătuiesc pe orice om, nu dintr-un alt punct de vedere, din punct de vedere medical, sfătuiesc pe orice om să creadă în Dumnezeu. Sfătuiesc chiar pe ateii, credeți în Dumnezeu, fraților, vă rog. Știți voi că nu există, că doar voi ați fost peste tot, voi ați fost din totdeauna, nicio problemă. Voi știți că nu este. Dar cu toate acestea, vă rog, credeți în Dumnezeu, că altfel vă îmbolnăviți. Credința în Dumnezeu vindecă și ține în viață sufletul unui om. Aceasta a fost mărturia unei fete care a fost omorâtă zilele trecute de statul islamic, printre ultimii masacrați de acești oameni. Ea, ultimele ei declarații a fost că tăria credinței în Dumnezeu o ajută să treacă prin valea aceea groaznică. Sfătuiesc așadar pe orice om, sfătuiesc chiar pe dușmanii lui Dumnezeu să creadă în Dumnezeu. Este atât de sănătos, este atât de bine.
Necredința în Dumnezeu, necredința în Dumnezeu, indiferent că e cineva ateu și ce o fi treaba lui, dar a nu crede în Dumnezeu, este egal cu moartea. Asta e moartea ființei omenești. Fiindcă omul trăiește prin cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Ați văzut ce s-a întâmplat cu Irod când n-a mai crezut în Dumnezeu? Irod la un moment dat n-a mai crezut în Dumnezeu. A crezut că el este Dumnezeu. În momentul când a primit gândul ăsta diabolic în mintea lui, și nu știu dacă ați observat în paranteză, tătucul Stalin a spus că nu este Dumnezeu, dar după aceea ne-a pus să îi cântăm un imn dumnealui, slavă lui, slavă lui, slavă lui, îl cânta bietul bunicul când se îmbăta. Își mai aduce aminte de vremurile când îi cânta lui Stalin. Va să zic că Stalin nu e adevărat că n-a crezut în Dumnezeu. A crezut în Dumnezeu și a spus că Dumnezeu este el însuși. Nu știu ce fi vrut să spună el când a arătat cu mâna în sus în ceasul morții. Domnul știe lucrul acesta. Dar vreau să spun că Irod, îndată ce a refuzat credința în Dumnezeu, a fost umplut de viermi. Viermii nu invadează un corp omenesc decât când moare. Când moare celula, când moare... Și a nu crede în Dumnezeu este o ființă moartă. Trebuie să fie cineva nebun. Nebunul zice în inima lui. Dar este speranță. Este speranță. Îndemn pe orice om să creadă în Dumnezeu. Indiferent că crede sau nu crede, să creadă în Dumnezeu. Vă asigur că, așa ne-a explicat un profesor, toți oamenii care au respectat regulile de igienă în Uganda, de unde venea el și unde mureau milioane de oameni de sida, toți oamenii care au respectat regulile de igienă, fie ei atei, creștini, musulmani, evrei, indiferent ce au fost, toți cei care au făcut lucrul ăsta au supraviețuit. Așa este credința în Dumnezeu. Indiferent că un om crede sau nu crede, dar dacă primește darul ăsta, știu eu, cum zice Biblia, nădăjduind împotriva oricărei nădejde, haideți să extrapolăm, să zicem și noi, crezând împotriva oricărei necredințe, atunci lucrul acesta dă sănătate și viață ființei noastre. De altfel, Biblia nu pune pe cineva așa să creadă oricum. Cine spune să experimentăm? Gustați! Gustați! Și vedeți ce bun este Domnul. În seara aceasta o să învățăm ceva practic. Și când spun o să învățăm, nu spun o să vă învăț. Pentru că Galilei a spus că nimeni nu poate să învețe pe nimeni. Nu. No. Cel mult poți să ajuți pe omul de lângă tine să vadă. Asta e tot. El nu învață decât ce vrea să învețe. El nu vede decât ce vrea să vadă. El nu crede decât ce vrea să creadă. El nu înțelege, așa cum spune Iacob, dacă vrei dar să înțelegi. El nu înțelege decât ce vrea să înțeleagă. Nimeni nu poate să învețe nimic pe nimeni. Singurul învățător ești tu însuți dacă primești. Dar poți să nu primești. Așa, probabil că aceasta a fost experiența lui de viață. Ați observat că la concerte, când mergem, se spune, se va cânta sinfonia, nu știu care, sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan sau Sergiu Celibidache. Sau peste tot se menționează sub bagheta cui se cântă. Și aceeași sinfonia nouă s-a cumpărat în 3-5 exemplare sub bagheta nu știu cui și s-a cumpărat în 2 milioane de exemplare, 2 milioane și sub bagheta altuia. De ce? Aș vrea să vedem care este rolul acestei baghete, sub bagheta lui Putare. Care? Am luat expresia asta de la N.T. Wright, se numește, un scriitor englez. El a scris recent 2 volume mari din Evanghelii, a luat cuvânt cu cuvânt de acolo și le-a tradus într-o înțelegere de rămâi flămând citind acolo. Rămâi flămând așa de natural, așa de frumos. Când a terminat el Evangheliile, a zis, acum mă voi apuca de epistolele lui Pavel. Dar ce frate, că în epistole
niște expresii, niște texte. Vorba unui frate la Timișoara, zice, când mă întâlnesc cu Pavel ăsta, o să zic, ce ai avut, mă, frate, de-ai scris în halul ăsta de complicat, de nu înțelege nimeni. Uite așa, zice, chiar asta o să discut cu el prima. Frate, zic, e nemaipomenit chiar să te grebești să-l întreb, că și alții o să zică, chiar și eu vreau să te întreb aceeași treabă. Dar N.T. Wright scrie că Pavel, în relația lui cu Iisus, Lucian trebuie să fii atent, în relația lui cu Iisus este ca și compozitorul cu dirijorul. Iisus e compozitorul și el cântă compoziția lui Iisus, aceasta e compoziția lui Iisus sub bagheta lui Pavel. Ce-i bagheta asta? Păi iei compoziția cuiva și poți să faci din ea capodopera care este, să o dai cât, să o redai cât mai aproape posibil de original, de valoarea ei, sau, așa cum i-au spus unii unui compozitor, l-au întâlnit pe stradă și i-a spus, maestre, am fost la Ateneu aseară și ăștia ți-au masacrat oratoriu acolo, vai ce a fost aseară. Adică tot sub o baghetă a fost, dar a fost masacru din același oratoriu. Viața noastră nu este altceva, viața fiecăruia dintre noi, nu e decât compoziția lui Dumnezeu sub bagheta ta. Tu ești acela care dai intrare în viață unui lucru și pauză altui lucru. E bagheta în mâna ta. Tu ești acela care interpretezi pentru familia ta compoziția lui Dumnezeu care este viața ta. Tu interpretezi la tine în casă aceste lucruri. Tu interpretezi aici la biserică. E viața ta sub bagheta ta. Acesta e planul original al lui Dumnezeu. Acesta a fost. Primii noștri părinți, unde era? Bagheta lor unde a fost? Până la vremea fost la ei. Ei au fost cei care au dat intrarea sau ieșirea. La un moment dat au dat bagheta altcuiva. Întrebarea din această seară. Bagheta vieții tale. Unde este? Cine îți dirigează viața? Unde e bagheta care Dumnezeu a așezat-o în mâna ta și ți-a dat ceea ce se numește libertatea sfinților în Hristos? Unde este bagheta asta? Ai dat-o? Bunicul meu o dăduse viciului. Și viciul îi dădea bunicului meu intrarea și ieșirea. Două noaptea, trezea și pleca la comandă. Pleca plângând, săracu, dar dacă îi dădea, bagheta era în altă parte. Ești înconjurat de prieteni? Mai e bagheta la tine? Ești tu cel care e hotărâri pentru viața ta sau alții au hotărâri pentru viața ta? Se întoarce o franțuzoică din Japonia și a fost întrebată, ce ai stat acolo atâția 20 de ani, ce ai învățat în Japonia? Și ea spune, cel mai important lucru pe care l-am învățat vreodată a fost felul unui japonez de a-ți spune că nu mănâncă la cină seara asta. Vai, dar zice românca, atâta mâncare am făcut, vai de capul meu, atâta mâncare am pregătit și v-am așteptat toată după amiază, vai și... Dar luați un pic cel puțin să începem, până că după ce începem, după aia vedem noi, dar haideți să cu tare. Japonezul nu răspunde absolut nimic, te așteaptă să termin. El odată ce ți-a spus, nu mănânc, e totul. Și franțuzoica spune, zice, acesta este o iubire de sine sănătoasă. Acesta este un respect de sine. Acesta este un om care nu face lucrurile care nu îl reprezintă. Întrebat-o pe o fată cu rochea așa fistichie. Te reprezintă rochea? Nu. Păi de ce o pursor atunci, zic? Dă o la câini. Bine că ăștia nu pe poartă, dar cel puțin să culcă pe ea. Dacă nu te reprezintă, cum să porți ce nu te reprezintă? Păi n-ați văzut pianistul, săracul, ați văzut? Pianistul era să-l omoare că umbla îmbrăcat cu uniformă de nazist pe el. Dă frig, săracul, da? Gata, gata, să-l facă praf. Dar el nu era nazist. Nu.
Ezechiel, capitolul 28, versetele 3 și 4, Domnul este confruntat cu o situație care nu datează de atunci și nici nu s-a rezolvat atunci. Este o situație care datează, care este, odată, este de aceeași vârstă cu omul, care a fost întotdeauna cu omul și care, din nefericire, va însoți pe om până la ultima lui suflare umană pe planeta aceasta. Problema cu care este confruntat Dumnezeu. Pentru ce spuneți voi zicătoarea aceasta în țara lui Israel? Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. Vi s-au strepezit vreodată dinții? Mie mi s-au strepezit că am mâncat struguri de ăștia acri. Nu mai aveam tare, nu se coceau mai repede, nu știu ce aveau. Și am mâncat de ăștia verzi. Și mi s-au strepezit dinții. Și de mere verzi se mai întâmpla, și de zarzăre, și de alte produse, și caise, dar mai multe. La noi rar ajungeau să se coacă, pentru că n-apucau sărmanele. Da. În orice caz, strepezirea dinților din versetul nostru nu este asociată cu vieții copiii care au mâncat struguri verzi, ci este asociată cu altcineva. Da, e adevărat, mi s-au strepezit dinții, dar din cauză că... Și Domnul spune, pentru ce spui așa ceva? Păi pentru ce să spun, fiindcă sunt om și niciodată nu vreau să-mi asum răspunderea pentru ce am făcut. Am în mine tendința ca imediat ce am făcut un rău și sunt confruntat cu el să arunc repede pe primul de lângă mine, să dau o explicație pentru ce s-a întâmplat. În cauza aceasta. Și Domnul spune, cu jurământ, acest lucru nu se va mai întâmpla. Nu. Acest lucru nu se va mai întâmpla. De ce? Pentru că veți fi învățat să fiți și vei fi învățat să fii responsabil pentru ce faci. Bagheta este în mâna ta. Ție ți-a dat Dumnezeu să cânți această simfonie unică, absolut unică. Cum îi spuneam lui Daniel Dobrică, cred că v-a menționat. El a zis, zice, toată noaptea l-am rugat pe Domnul să mă ia și să mă iau la tine. Am zis, de ce mă mai ții? M-am certat cu Domnul toată noaptea. De ce mă mai ții dacă nu sunt bun la nimic, nu mai fac nimic? Și m-a rugat Măniculiță și uite că nu, Domnul nu mă ascultă. Și zic, Dobrică, nu cred că se întâmplă treaba aceasta. Să spun, de ce? Păi stai de vorbă, zice, Niculiță, vorbesc cu Domnul toată noaptea. Păi dacă te ia, cu cine mai vorbești? Zic, nu te gândești puțin că e logic lucrul ăsta, zic. Vorbește cu altul în China, păi ăla e chinez, dar ăla nu e Dobrică. Dobrică e unul, zic. Tu nu are de unde să ia un alt Dobrică. Și după aceea când ne-a rugat noi acolo, văd că Dorin râde, că era și el la rugăciune. Când ne-a rugat acolo, am spus, Doamne, vezi că omul ăsta te-a rugat ceva, nu cumva să-l asculți. Nu cumva să... Și atunci a început să râdă Dobrică în timpul rugăciunii noastre. Iubiții mei, trezite, adresate aceste întrebări directe. Ce justificare ai? Nu. Nu o să mai fie așa. Nu veți mai avea prilej să spuneți lucrul acesta. Domnul te va învăța să stai pe picioarele tale. Să-ți asumi răspunderea pentru ceea ce se întâmplă în viața ta. Și de ce trebuie să-ți asumi răspunderea? Păi asta ajută creșterii. Oro el a spus că gradul de libertate într-un popor depinde de gradul lui de maturitate. Gradul de creștere al unei biserici depinde de gradul ei de maturitate. Acum înțeleg de ce oamenii sunt ținuți în infantilism, în boala aceasta mentală. Am fost la o biserică de multă vreme și am auzit pastorul vorbind. Am stat în bancă și n-am fost sigur dacă nu cumva aceasta este povestea copiilor. Felul cum vorbea cu oamenii, dar oamenii erau foarte în vârstă. Dar asta era povestea copiilor. De ce? I-a îmbolnăvit pe acești oameni care ajunseseră la 80 de ani, i-a îmbolnăvit de infantilism și continua să le dea picătura aceasta. A vorbit cu ei așa cum cineva vorbește aici cu o grupă de copii. Nu... Nu se produce creștere atâta timp cât cineva aruncă asupra altcuiva răspunderea. Nu ți s-a strepezit dinții pentru că? Nu!
pentru că struguri au fost acri, ci pentru că ai mâncat acești struguri. Astăzi trăim într-o vreme de, nu de dialog între om și Dumnezeu, de război deschis. Cum zici și zicea unul, zice, de asta îmi place de atei ăștia foarte mult. Ăștia vorbesc de Dumnezeu toată ziua, deci de dimineața până seara. Ei sunt cei mai implicați în treaba aceasta. Aproape că nici cei credincioși nu vorbesc atât de frecvent de Domnul, cum vorbesc ei. Dar principala problemă este întrebarea care este rostul vieții pe pământul ăsta. Și așa se face că s-au sinucis toți, filozofia aceasta, s-au sinucis o grămadă de filozofi din aceștia. Chiar și Cioran scrie în Amurgul gândurilor, scrie, e clar că viața nu are niciun fel de sens, dar slavă lui Dumnezeu, fiecare găsește totuși un mic sens. Asta e. Și e foarte, foarte important. Și așa este. Viața nu are niciun sens dacă nu cauți niciun sens pentru ea și nu vei găsi niciodată un sens atâta vreme cât nu-l cauți. Caută și îl vei găsi. Sigur, este rezervat de Dumnezeu ceva într-un colț, undeva, cumva. Este pus acolo. Bagheta e în mâna ta. Bagheta este în mâna ta. Tu ești acela care dai intrarea sau ieșirea cuvântului Dumnezeu din viața ta. Domnul spune, nu o să mai fie acest lucru. Nu o să mai aveți ocazia să blamați. Părinții au mâncat aguride și copiilor li s-au strepezit dinții. Nu o să mai... Omul matur nu blamează nici viața, nici războiul. Ieri discutam cu oficialitate și mi-a spus, zice, ai citit cartea Educație sau Studiu în timp de război a lui C.S. Lewis? N-am citit. Zice, știi ce scrie omul ăsta? Că dacă ar trece tancurile pe sub fereastră, să continui să înveți în casă, studiu și învățătura ta nu va trebui niciodată să se oprească. Va trebui să continui să lupți. Încetează să blamezi părinții că nu te-au dat la școală, că n-au ți-au dat avere, că nu ți-au dat putere, că n-au făcut așa. Încetează să blamezi biserica. Wow, o grămadă de așa, să vezi pe din... Încetează să blamezi. Să blamezi America. Voi, ăștia ce fac? Să blamezi societatea, să blamezi. Încetează să blamezi. Nu ți ajută cu nimic. Instalează în tine un om de nimic. Uită-te la Dumnezeu. Biblia spune că privind la Dumnezeu, ești transformat. Privește acolo. La întrebarea noastră dinainte, Victor Frankl spune, zice, ia să ne uităm puțin tel bine, cine pe cine întreabă, noi întrebăm pe Dumnezeu, care e rostul vieții mele pe pământul acesta și vai, vreau să termin cu viața sau vreau să fac, noi suntem cei care întrebăm sau... Noi suntem cei întrebați ce ai făcut cu viața care ți-a dat-o Dumnezeu. Ce ai făcut cu sănătatea care ți-a dat-o. Ce ai făcut cu cunoștința pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Ce ai făcut cu mijloacele care ți-au fost date. Ce ai făcut cu ele. N-ați observat că Dumnezeu dă talanți, dar nu pleacă așa one way. Se întoarce înapoi și întreabă pe oameni ce ai făcut cu ce ți-am dat. Nu că nu are alții, dar așa este cerul lui Dumnezeu. Este plin de oameni cu răspundere, responsabili. Și Frankl întoarce întrebarea și spune, nu tu întrebi pe Dumnezeu, El te întreabă pe tine. Și singurul lucru prin care poți să răspunzi la această întrebare este să fii un om responsabil. Așa, doar atât cu ce ți-a dat Dumnezeu. Am ascultat o cântare de Gabi Luncă, voi n-ascultați imnuri din astea de Gabi Luncă, dar vă rog eu să ascultați. Ascultați, adică dați sonorul dacă nu vă place. Mie îmi place foarte mult și cu sonor și urmăriți numai cuvintele. Ea cântă într-un cântec al ei și spune așa că Dumnezeu ți-a dat ca să vadă ce faci cu ele. Dumnezeu ți-a luat ca să vadă ce zici. Tot ce ți s-a întâmplat în viață a fost dat ca să te manifesti. Și te-ai manifestat. Dumnezeu se întoarce și întreabă. Și ne întreabă în seara aceasta. Ne întreabă pe noi. Și nu e prea târziu. Nu e prea târziu nici pentru cine e pe patul de suferință. Sau de moarte. Încă nu e prea târziu. Nu trebuie să ajungem până acolo, dar încă nu e prea târziu să răspundem acestei întrebări pe care Dumnezeu o adresează. Ce ai făcut tu cu viața?
Și de la judecarea lui Dumnezeu, lucrurile se mută la judecarea omului. De aceea ne-a spus Mântuitorul nostru, dacă te-ai judecat singur, n-ai mai fi judecat. Dacă ai stat singur, să te oprești și să te întrebi. E vremea să te întrebi și tu ce ești. Solomon și Iacov și toți oamenii mari care s-au pocăit în Biblie au trăit această experiență. Asta a însemnat pocăință. E adevărat că n-au putut să mai întoarcă răul înapoi sub nicio formă. Nimeni dintre noi nu poate să mai întoarcă. Viața nu este, n-are butonul ăla revers, dă-i înapoi. Nu, e sens unic. E clar. Iacov spune, sufletul meu nu va intra la sfatul lor. Păi frate, tu zici treaba asta, dar sufletul tău este deja la sfatul lor. Ei sunt acolo unde sunt. Vai, ce groaznic, băieții lui au omorât cetatea întreagă. Așa ceva, sufletul meu nu intră la sfatul lor. Păi nu-i nevoie să intre, că ești acolo deja. Știi pe cine au văzut ăștia umblând cu șmecherii din astea? Pe taică-s-o. De acolo au învățat ei așa ceva. Decât că ei au preluat și au dezvoltat la scară mare. Iar tu, dacă vrei să fii un om responsabil, e cazul să spui, e vina mea. Pe mine m-a văzut făcând așa. Eu am făcut lucrul acesta în fața copiilor mei. Azi îmi dau seama. Da. Solomon, într-adevăr, s-a pocăit. Încheierea tuturor învățăturilor este ascultarea Dumnezeu. Dar pocăința nu te va scuti niciodată să te uiți pe fereastră și să vezi pe tânărul ăla care merge pe ulița femeilor necunoscute, acolo unde ai mers tu, că de la tine a învățat să meargă acolo, tu nu te mai duci, că ești acum pocăit. Foarte frumos din partea ta. Tu nu te mai duci, dar tânărul pe care l-ai alunecat, tu, el se duce. El a învățat de la tine treaba aceasta. Și tu te-ai întors înapoi. Învățăm pe oameni? Conducem pașii unor oameni pe un drum sau altul? N-ar fi de mirare într-o zi cineva care a condus pașii atâtor oameni, omul acela însuși, să se întoarcă înapoi, să se pocăiască. Dar nu o să mai poată întoarce niciodată înapoi după panta pe care a aruncat pe toți acești oameni. Se vor duce în drumul lor. Dar tocmai acesta e rolul. Oprește-te și spune ce vezi în oglindă. Nu e cazul. Cât stai cu capul nisip? Până unde? Cum? Dacă te-ai judecat singur, n-ai mai fi judecat. Ce este vorba asta între voi aici, că părinții au mâncat aguridă și Pavel s-a pocăit, dar pe Ștefan înapoi nu l-a mai putut aduce. Și John Newton, el a scris Amazing Grace, s-a pocăit, dar miile de sclavi pe care i-au omorât pe corăbii luați din Africa și morți de foame și bătuți și chinuiți, niște oameni care n-au avut nicio altă vină decât că au avut încredere în el și s-au dus pe corabia lui în vizită și niciodată n-au mai putut pleca de acolo. John Newton s-a pocăit, dar oamenii aceia au trăit și au murit în sclavie în timp ce el compunea Amazing Grace. A compus cântarea aceasta, o cântăm toți, Mărețul Har. Dar nu te sperie. Acesta e adevărul. Acesta e adevărul despre mine, despre tine. Tot vom sta în fața lui. Și de ce să nu stăm chiar astăzi? Chiar acum? De ce să blamăm situație sau alta? Să spunem că să vezi de ce s-a întâmplat așa? Să vezi ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost așa? Nu. Nu este cazul. Dumnezeu nu ne va întreba neapărat ce am avut sau cât am avut. N-a întrebat pe nimeni. Oh, tu numai doi talanți? Nu. Tu numai unul? Nu am întrebat aceasta. Ce ai făcut cu el? Tu nu ai trebuit să faci ce a făcut cel care a avut cinci talanți. Asta e treaba lui. Tu cu acest unul, tu ce ai făcut? Și el a spus că i s-au strepezit dinții din cauză că el a avut anumite concepții despre Dumnezeu și să vezi ce s-a întâmplat. Well, vreau să spun că atunci când iei o hotărâre de felul ăsta și când faci un pas de acest fel, s-ar putea să ai multe motive să faci așa ceva, dar n-ai nicio scuză. Multe motive. Au câte explicații toate. Dar n-ai nicio scuză. Și știi de ce? Lucrurile cu care te scuzi tu
cu care justifici căderea ta sunt lucrurile pe care le-a suferit și vecinul tău și el n-a făcut ce ai făcut tu în aceleași împrejurări. Deci, tu ești cel care ai dat intrarea cu bagheta. Tu ai spus da și Iosif cu bagheta i-a spus, Doamne, nu. Fiindcă bagheta era mâna lui. Și bagheta este mâna noastră. Noi suntem sinfonia, opera lui Dumnezeu, compoziția lui Dumnezeu, sub bagheta pe care El a așezat-o mâna noastră. Vreau să povestesc ceva extrem de frumos care s-a petrecut în Singapore. Nu de mult timp. 40 de oameni mari, economic vorbind, s-au adunat la un loc pentru o strângere de fonduri în vederea lucrării cu orbii din Singapore. Și nimeni n-a visat cursul acelei întâlniri. Au venit acești oameni binecuvântați, copleșiți de Dumnezeu, în jurul meselor. Acolo li s-a prezentat un film de 15 minute în care s-a arătat efortul și metodele de lucru cu persoanele nevăzătoare și ce vor să facă, proiectele de viitor, cum vor să ajute pe oamenii aceștia să trăiască o viață cât mai normală posibil. Apoi a fost anunțată China. Numai că China a fost ceva la care nu s-a așteptat nimeni niciodată și la care oamenii au trebuit să participe și de la care au plecat în lacrimi. Li s-a spus că vor servi în seara aceea cele mai extraordinare delicatese care se pot servi în Singapore. Extraordinar și au fost numite. Uite, astea. Numai că la sfârșit se va spune, va fi însă cină pentru întuneric. Și toată lumea a fost trei persoane nevăzătoare, o doamnă și doi domni. Ei erau maiștri de ceremonie acolo. Și dânsii a spus, înainte să intrăm în sala de mese, unde vom servi masa, puțină instruire. Atenție! În fața ta este o farfurie. La ora 6 a ceasului, deci farfuria e rotundă, e un ceas. La ora 6 este un șervețel. La ora 12 este cuțitul. La ora 3 este lingura. La ora 9 dimineața este paharul. Vezi că în fața ta sunt două borcane mai mari, două pahare mai mari. Unul drept, unul curbat. Cel curbat e cu suc de portocale. Cel drept este cu apă. Când torni în pahar, pui degetul mare înăuntru și torni ca să simți când a atins și te-ai oprit. Nu dai pe masă sau pe tine și așa. Ați înțeles? Oamenii declară, zice, eram într-o confuzie totală, nici nu știu dacă am putut să reținem ceva. După care au deschis sălile, zice, ei ne-au condus și ne-au așezat, s-au stins luminile și s-a făcut un întuneric absolut. Întuneric absolut. Cum de obicei noi suntem cei care conducem pe nevăzători, acum lucrurile s-au reversat și nevăzătorii conduceau pe ei. Le va conduce un copilaș, scrie în Biblie, sau generația noastră, copilul a devenit părintele omului, că te duci și îl întrebi toată ziua, tine acu, zic, cum e aici? Ea mă învață la computer, tot felul de lucruri, a devenit părintele omului. Și nevăzătorii au condus pe văzători, pe fiecare la locul lui, în jurul meselor care a fost acolo. Culmea culmilor. Cei doi domni și doamna au servit mâncare vegetariană la perfecție celor care au cerut mâncare vegetariană pe locuri și pe mese. S-a știut la precizie. A servit fiecăruia tot ce a trebuit, nu a trebuit așteptat nimic între felurile de mâncare, s-a servit foarte curgător, totul a mers excepțional. Cina a durat o oră și jumătate într-un întuneric ca zmoala. Mâncare nemaipomenit de bună, dar nu vezi nimic. Nu știi ce este acolo. S-a terminat și s-a deschis ușa. S-au aprins luminile. Cei 40 de oameni de afaceri au plecat în lacrimi toți din acea sală. Deci atunci unul dintre ei a spus, zice, simțământul care m-a copleșit este că n-am nicio scuză în fața lui Dumnezeu. Și al doilea simțământ pe care l-am avut este, uite-te la oamenii ăștia. Puteau să aibă o mare scuză că sunt nevăzători. Stăteau în cărucior, acolo să fie servit și așa mai departe. Nu! În loc să stea în cărucior, au inventat și au descoperit tot felul de lucruri ca să poată să-și
împlinească menirea vieții ca și când nu s-a întâmplat nimic. Ei n-au făcut din faptul că erau nevăzători, n-au făcut o scuză din aceasta. Ce expresie este aceasta? Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. Bagheta este în mâna ta. Totuși, care crezi că ar fi cea mai frumoasă interpretare? Bagheta însemnează interpretare. Nu? Dirijorul interpretează compoziția. Care crezi însă că ar fi cea mai frumoasă interpretare posibilă? Ce crezi, Lucian? Cum? Dacă ar fi bagheta în mâna lui Iisus. Păi aici vreau să ajungem. Dar în termenii noștri muzicali, ați văzut, cum spune acolo, compozitor și dirijor și el dirigează compoziția lui. N-are cine să pună accentele acestea și intrările acestea și toate nuanțele acestea. N-are cine mai bine decât compozitorul. Noi am tot vorbit de voință liberă, tam. Sigur că da. Voința liberă l-a dus pe unul la Satana și pe un altul la Dumnezeu. Dar acum, odată ce am cunoscut pe Dumnezeu, aș vrea să nu aștept până acolo unde ei și au coroanele de pe cap și aș vrea să fac lucrul acesta chiar aici. Și aș vrea să dau bagheta din mâna mea. Aș vrea să renunț la această voință liberă și nu îmi trebuie voință liberă când îl cunosc pe Dumnezeu. Care e prima victimă pe care face dragostea între doi oameni? Prima victimă. Libertatea. Libertatea. Așa cum a fost ea până atunci, fiecare renunță la libertatea care a avut-o până ieri. Asta este prima victimă a dragostei. Dar cine iubește cu adevărat nu se mai gândește la așa ceva. Dimpotrivă, cu mare plăcere, când i-a fost dat drumul robului în libertate, el s-a întors înapoi și a spus stăpânului: ce libertate fără tine? Și scrie acolo, zice, eu iubesc pe stăpânul meu. Și mie nu-mi trebuie o libertate fără stăpânul meu. Deci atunci el se va întoarce înapoi, îi va pune urechea pe tocul ușii și o va găuri și va fi de vecii vecilor a lui. Aș dori și mă rog lui Dumnezeu să ia bagheta pe care a pus-o mâna mea pentru viața mea și să fie el compozitor și dirijor în viața noastră a tuturor. Amin. Să ne rugăm. Tată, ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim din adâncul sufletului că în dragostea ta pentru noi ai deschis larg ușa și ai spus fiecăruia dintre noi că suntem îmbrăcați în această libertate în care putem să alegem între viață și moarte. Doamne, noi te alegem pe tine. Aceasta e alegerea noastră în această seară. Tu ai așezat bagheta libertății acesteia în mâna noastră. Îți mulțumim din adâncul sufletului pentru prețuirea aceasta, Doamne. Dar acum, cu adâncă umilință și cu mare bucurie în suflet, vrem să așezăm bagheta vieții noastre în mâna ta, care ești compozitorul. Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Fii și compozitor și dirijor în viața noastră. Și fă ca viața noastră să sune pe pământul acesta acel fel de muzică ce va face pe oameni să te iubească și să te dorească. Ne rugăm întâi pentru copiii noștri și apoi pentru marea familie a lui Dumnezeu. Fie binecuvântat numele tău în veci. Amin. Să luăm loc.